raghezi de fericire. Poți să spui și nouă care este motivul? Păi am mai multe motive pentru care sunt bucuros. În primul rând s-a născut fetița mea Elisa. În al doilea rând am câștigat campionatul. Și în al treilea rând sănătos și joc fotbal. Ce-mi place. Ce ai făcut în pauză? Am fost acasă lângă soție, cu trebuie să nască și am fost ba acasă, ba la spital, ba acasă, ba la spital. Ai devenit tată pentru prima dată? Pentru a doua oară. Pentru a doua oară? Da, prima oară am avut băiat, am băiat, David și acum fetiță, Elisa. Cum a fost, în general, această așteptare? A fost cu mari emoții. Am avut foarte mari emoții, am așteptat fetița, ne-am dorit foarte mult să fie fetiță, fiindcă primul a fost băiat și a ieșit totul cum am vrut.